Liberalii reinventează definiția pentru traseismul politic. Candidații PNL pentru alegerile locale și parlamentare trebuie să nu fi candidat din partea a trei partide diferite la o funcție, altfel vor fi considerați traseiști politic. Senatorul Dian Popescu spune că Tudor Barbu este un exemplu de traseist politic, pentru că a fost ales pe listele unui partid și a plecat spre altă organizație. Noile criterii după care liberalii pot candida la alegerile locale și parlamentare par făcute mai degrabă pentru a le permite membrilor de partid să candideze. Astfel, traseiștii politic vor fi considerați doar liberalii care au candidat deja de 3 ori din partea altor partide pentru o funcție. Este pur și simplu o regulă, da, pe care noi o avem la partid. Să nu fi avut 3 candidaturi, să nu fi la 3-a candidatură din partea altui partid. Dian Popescu semnalează traseismul politic chiar la vârful PNL Gorj. În situația asta, așa este, situația este domnul Barbu. Domnul Barbu este un traseist notoriu, cu atât mai mult, numai că nu mai are voie, n-ar trebui să mai candideze în PNL, dar nici să ocupe vreo funcție de conducere. El în acest moment ocupă o funcție de conducere, este în afara statutului. Da, Vulceanu a mai precizat că Tudor Barbu nu poate fi considerat traseist politic.